Scriptura spune, bucurați-vă întotdeauna. Și tot Scriptura spune, rugați-vă neîncetat. Oare ce am alege mai ușor, să ne bucurăm sau să ne rugăm? Și spun asta, poate în primul rând, având de vedere slujirea. Mă bucur că astăzi sunt împreună cu familia fraților noștri, cu familia Luca, Domnul să vă binecuvinteze. Mulțumesc că v-ați făcut timp să veniți. Știu că nu este ușor, dar na, mai. Am eu versetul acela din Scriptură, ideea mai mult. Dacă în ziua sabatului a picat oaia și bou în groapă, cumva trebuie să-l scoatem și încercăm să-l scoatem împreună. La voi ce a fost mai multă bucurie sau rugăciune? Cred că le-am împletit amândouă. Deci dacă ele în cap una lângă alta, în Scriptură, în cap și în viață. Cu siguranță. Fără de ele nu se poate, sau împreună, nu cred că merg separat. Deci nu poți să ai bucurie fără rugăciune și nici nu. Despre câți ani de slujire vorbim? 26 de ani. 26 de ani. Și slujire împreună? Da. Ca familie? Ca familie suntem 30 de ani ca și familie. Căsătoriți. În luna viitoare. Dar ca și slujire, în lucrare, 26 de ani. 26 de ani. Hai să încep eu cu sora, că ele trebuie să le treacă emoțiile, așa. Ce-a fost cel mai greu în slujire? Că dacă trecem de asta cu greu, la ușor e mai... Așa, dacă te-ai gândit în toți anii ăștia, ai ceva care zici că a fost un pic mai greu? Pot să spun că cel mai greu a fost faptul că ne-am tot mutat dintr-un loc în altul. Adică, pe când prindeam rădăcini într-un loc, după 5 ani, după 10 ani, bagajele pleacă într-un alt loc. Deci a trebuit să fiu pregătită tot timpul, că nu știam. Mergem într-un anumit loc, facem lucrarea acolo și... Nu știai nici cât vei sta acolo. Cât voi sta acolo, da. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, un pic mi-a fost mai greu, dar mă acomodam foarte repede, oriunde mergeam. Dumnezeu m-a înzestrat cu abilitățile astea de a mă acomoda oriunde, chiar în biserică sau în afara ei. Și atunci am putut să fac față cu ajutorul lui Dumnezeu. Dar greutatea la voi, că la noi e un pic mai altfel, bănuiesc eu așa, greutatea la voi ține de locul în sine, ține de copii, de prieteni, de loc de muncă, de toate la un loc? Cred că de toate la un loc, adică o femeie normal trebuie să aibă siguranță și atunci siguranța asta chiar nu o ai când ești căsătorită cu un pastor, în vederea faptului că el stă o perioadă într-un loc, se mută în celălalt loc și atunci e un pic mai așa, dar... Păi, ca păstor, cum ești? La îndemâna fraților sau a Domnului? A Domnului. A Domnului, dar mai lucrează și prin frați. Unde te cheamă și alții te trimit. Bine că nu ne aude nimeni, dacă ne mai permitem așa, da. La tine ce a fost mai greu în slujire? Nu pot să zic că a fost atât de greu. A fost 10 ani, 11 ani în care am slujit în diaspora. Așa. Și pot spune că au fost ani și cei mai grei, dar și frumoși. Deci s-au împletit toate, dar diaspora este un pic mai greu de slujit decât aici în România. Și diferit. Și diferit. Diferit pentru că sunt din toate părțile României, veniți cu mentalități diferite, practici diferite de închinare, depinde de biserică, de la biserică. Unii veni din biserici mari, alții de la sate, de la comune și bisericuțe mai mici și a fost destul de greu, mai ales în primii ani. Dar m-am încercat să mă acomodez cât am putut de bine și să rezist 11 ani în slujire în diaspora. Au fost ani frumoși, am început la țară, primii ani de slujire, în care 5 ani nu mi-a lipsit cizme de cauciuc din portbagajul mașinii și de la amvonul bisericii. Da, pentru cum? Că de ce? Erau drumuri așa de rele încât nu puteai să intri decât până în capătul satului și de acolo luam cizme de cauciuc, erau noroaie, nici măcar piatră în vremea aceea, în anii 90. Vorbim de România, da? De România, da. Deci în primii 5 ani undeva în județul Bistrița. Și apoi a fost 10 ani la județul Cluj, la Gherla, 11 ani în Spania și acum recent de
aproape un an de zile. Să știi că la chestia asta nu m-am gândit niciodată că dacă aș vrea să fac un cadou unui coleg, i-ar prinde bine o pereche de cezme de cauciuc într-o anumită conjunctură. Cred că mai sunt zone. Cred că mai sunt zone care încă e nevoie. Într-adevăr, eu am văzut acum bisericile acestea după atâția ani și acum e asfalt până în poarta bisericii, dar în vremea aceea de-abia scoteai o cizmă dintr-un din noroi și intrai cu piciorul celălalt în noroi. Deci era foarte greu, deci din punctul de vedere. Dar a fost primii ani și m-aș întoarce cu toată bucuria înapoi, într-un fel, la cele biserici sau să slujesc, pentru că a fost prima mea dragoste în lucrare, primele biserici și eram un tineret la 20 ceva de ani și oameni în vârstă la țară care erau un respect extraordinar, care din dumneavoastră nu te scoteau și nu știau ce să-ți dea și cum să se poarte cu tine și le puteam fi nepotul lor, nu copilul lor și... S-au împletit toate lucrurile. Deci acolo era noroi pe străzi, până nu și a biserice, dar nu era noroi în sufletul oamenilor. Nu, nu. Deci vremurile alea nu știu dacă le-am mai prins vreodată. Primii ani de lucrare. Și am frumos. De am frumos. De Dumnezeu și cu respect de oameni, chiar dacă era un tânăr de 20 și ceva de ani, dar era un alt respect. Care acum... nu l-am întâlnit neapărat în diaspora. Și pe de parte am suferit un pic atunci când am văzut... Un alt mod de abordare. Un alt mod de abordare. Da, ca să o zici în drăguț, un alt mod de abordare. Asta îmi spunea, soția de acomodare și cu copii. Nu e ușor să... avem doi băieți, acum sunt mari, unul dintre ei este căsătorit, celălalt urmează să căsătorească. Nu este ușor să iei, să-i duci cu școala într-o parte în alta, de-abia să obișnuiesc, după care trebuie să pleci în altă. Deci mai fac niște prieteni niște pe aici, pe acolo, rup legăturile. Da. Deci ei acum, de exemplu, băieții au rămas în Spania. Deci au rămas în Spania amândoi și ei propriu-zis acolo, știu cel mai mult acum, 11 ani, au crescut acolo sau împrietenit acolo și au făcut viața lor acolo. Numai că vreau să fac o remarcă. Înainte să ne căsătorim, când mi-a cerut prietenia în vederea căsătoriei, mi-au spus, uite, eu vreau să intru în lucrare, am bine lucrarea și vreau să intru în lucrare ca pastor. Ești gata să vii cu mine oriunde, ne va chema Dumnezeu să mergem? Și am zis da. Nu știam că Dumnezeu ne va muta dintr-un loc în altul. Iată, am ajuns chiar în Maramureș. Dar am fost dispusă și gata să accept slujirea oriunde ne-a chemat Dumnezeu să mergem. Nu să ți-a părut niciodată rău pentru daul ăla? Nu, chiar nu. Sincer, nu. Sincer, nu. Deci mi-ai răspuns la o întrebare pe care am vrut să vin cu ea. Pentru că sunt două categorii de soții de slujitor. Cazul soției mele, care m-a luat ca slujitor. Deci a știut ce se înhamă, teoretic, practic n-a știut ea, că n-am știut nici eu. Adică oricât am vrut eu să fiu de sincer cu ea, ce puteam să-i spun? Exact. Că nici eu n-am știut drumul pe care mă va călăuzi Dumnezeu. Dar așa, mai în glumă, mai în serios, eu îi zic că, măi, nu mai teoretic nicio scuză, nu, dacă ar trebui, că ai știut că mă iei așa. Chiar am avut o discuție în familie, asta a fost o discuție pe care tatăl soției cumva a deschis-o, așa, în paranteză, soția foarte bună în domeniul ei, i-a plăcut să învețe, îi place ce profesează și chiar e foarte bună și... La un moment dat, înainte de căsătorie, a zis tata Didinei, dacă aș lăsa-o cumva să profeseze. Și atunci am spus foarte deschis, am spus, pentru mine e o bucurie că ea profesează. Dar astăzi discutăm foarte deschis. Dacă vreodată în viață se pune problema cine încetează munca și cine continuă, eu nu. Adică la mine nu este vorba de o profesie, la mine este o chemare din partea lui Dumnezeu. La ea este o slujbă, dacă trebuie să... Am acceptat asta de la început. Sigur că în cazul ei a fost nevoie când au fost copii, nu știu ce, dar da, mulțumim lui Dumnezeu. Și asta mă gândeam, pe de o parte, dar la tine a fost un pic mai, totuși mai ușor, pentru că el măcar ți-a spus înainte. Da, da. Vezi că eu îmi stă minte acolo. Da, asta vreau să fac și atunci, dacă crezi că putem merge împreună, nu știa unde ne cheamă Dumnezeu și chiar mi-a spus. Nici eu nu știu unde Dumnezeu. Nici eu la cizme, stai liniștit. Eu mă gândeam la Oltenia sau Moldova. Asta erau zonele în care ziceam, poate Dumnezeu în Oltenia sau Moldova mă va chema. Tu nu te-ai gândit că Oltenia poate fi peste tot și Moldova peste tot, da?
Și a fost un sacrificiu, pentru că după ce el a intrat în lucrare, în 94, deja l-aveam pe primul băiețel, 2 ani jumate, ne-am mutat la Iernut mai întâi, el avea 4 biserici, o dată pe lună, într-o prima duminică eram împreună, în restul eu singură cu băiețelul, îl luam, mergeam la biserică și când am o slujit în comunitatea, de fapt tot la Cluj, în comunitatea de Cluj, dar în județul Bistrița, la Lechiță, avea 4 biserici și nu a fost chiar ușor, dar mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat puterea să... Da, chestia asta e foarte interesantă, că în general și la societatea laică, dar și la creștini, așa, duminica este ceva mai deosebit. Cum e să fii duminica mai mult singur? La moițelul, mergeam la biserică, cum să zic, mi-am asumat într-un fel și sacrificiu și jertfa asta. Știam că el e în lucrare și eram foarte împlinită. Aveai o bucurie că el e în lucrare? Aveam o bucurie că el merge în lucrare, slujește, îi face ceea ce îi place și ceea ce a simțit că Dumnezeu l-a chemat să facă. Și atunci eu eram chiar foarte, foarte împlinită. Și slujeam în biserica în care eram la momentul potrivit și nu pot să spun că am regretat sau că regret faptul, nici chiar faptul că am venit în România atât după atâția ani, ne-am reîntors din nou. Ți-a plăcut în Spania? Da, pot să spun că da. Au fost ani frumoși în care Dumnezeu ne-a binecuvântat, spiritual vorbind chiar destul de bine și acolo au crescut copiii într-un fel și atunci am văzut că și ei au prins drag de slujire, s-au implicat în slujire și pentru noi asta e cea mai mare bucurie, să știm că copiii noștri sunt în lucrarea Domnului și nu au avut niciodată un moment în care să zică nu vrem să slujim sau nu ne mai place biserica sau nu, niciodată. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că da, deci de asta ați fost scutiți. Da, așa, da. Da, am fost scutiți, chiar scutiți, da. Copiii au rămas lângă Domnul și când nouă ne-a fost greu și când noi am zis, Doamne, poate ar trebui să ne oprim, ei au continuat să slujească și asta ne-a dat și nouă puterea să depășim orice obstacol și... Da, eu am stat și m-am gândit vis-a-vis de slujire, de colegi slujitori. Nu cred că există familie de slujitori care să nu treacă prin greutăți și nu numai de slujitori. Probabil orice familie, dar acum vorbim, să zic, în dreptul slujirii. Dar pentru mine a fost interesant cum împarte Dumnezeu unele suferințe și altele. Și eu sunt unul din părinții care vreau să spun că nu a trebuit să plâng mult în dreptul copiilor. Dacă mă întrebați cum văd lucrul ăsta, ca un privilegiu din partea lui Dumnezeu. Așa vedem și noi, da, ca deci, un har. Da, nu că am fost noi părinți exact, deosebit și am știut noi. Am zis, poate Dumnezeu în mila lui a zis, lasă că a fost în altă parte. Sau I-a în altă, celelalte. I-a ajung celelalte. Sau nu eu dau pe asta că poate doboară de tot. Știi, și atunci nu mi-aș permite să vorbesc cumva despre un coleg sau să-i etichetez care trece printr-o altă suferință decât am trecut noi. Acolo Dumnezeu a hotărât în dreptul lor asta, în dreptul nostru a hotărât altceva și nu neapărat că ei nu și-au făcut datoria de părinți, cu siguranță, nu? Că fiecare părinte vrea să-și crească copilul cât mai bine și să urmeze calea Domnului, dar ne bucurăm. Eu sunt sigur și o spun la toți, că eu acum mai am și curajul să spun, dacă m-ar întreba care sunt secretele pentru creșterea copiilor, nu trebuie cine trebuie. Deci noi am avut niște principii, am trăit niște lucruri, ne-am rugat lui Dumnezeu, dar deci eu la capitolul părinte cu de toate, eu cred că pic unul din chestionarele simple. Dar Dumnezeu în bunătatea lui s-a ținut. Da. Poate că a fost și o chestie din asta că mă mai rugam, că așa suntem noi, implicați, dacă ești dedicat lui Dumnezeu și cred că mai scăpam și câte o rugăciune din asta, Doamne, Tu vezi că mă ocup de copiii altora. Dar nu ocupă-te tu de ei mei. Și dacă nu te ocupi tu, găsește pe cineva să se ocupe și de-a mei. Cum eu mă ocup de altora, găsește și... Da. Îi mulțumim lui Dumnezeu că a fost bine așa. Nu știu,
dragostea pentru Dumnezeu, dragostea pentru slujirea asta, are ceva de a face și cu familiile din care vă trageți? Cu siguranță, deci acum vorbesc în dreptul meu, am crescut într-o familie cu părinți credincioși. Eu așa am crescut, așa m-am născut și atunci și-a pus amprenta. Părinții mei au fost oameni care s-au implicat în slujire și tatăl meu era conducător de biserică în comuna Bobohalna, unde eu m-am născut, până în 81, când ei mei au vândut casa și ei s-au mutat la Trnăveni. Deci eu nu știu altceva. Așa. La voi asta era normalitatea, asta era normalitate, slujire, da, implicare, exact, musafiri. Exact, da, da. Maica mea la fel, îi se spunea preotase a pocăiților în sat pentru că îi plăcea să cânte, îi plăcea să evanghelizeze chiar. Mi-aduc aminte că ei mergeau, mai ales pe timp de iarnă, în fiecare seară și la câte o familie. Da, se adunau două, trei familii, chemau prieteni, vecini, foarte mulți au dus la Domnul în perioada... Eu știu cum le numesc astea, așa, șezătorile pocăiești. Da, da, era frumos și noi așa am crescut. Și apoi la rândul nostru... Vă lua și pe voi, pe copii cu... Da, ne lua și sau pe era în copii, casa voastră? Și era, sau în casa, în casa noastră chiar a fost biserică câțiva ani, la rând, până când s-a construit o biserică în comuna Bobohalma. Dar așa am crescut și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru părinții care am avut. Acum ei sunt la Domnul acasă, dar am avut harul să cresc așa. Și chiar dacă am plecat de lângă părinți la un moment dat, niciodată n-am avut înclinația să zic sau să încerc ceva din lume, nu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că El m-a păstrat așa pe calea Lui, dar am avut principii bine puse și atunci... Frumos, da, deci... Da. Eu nu m-am născut într-o familie de creștini. Au fost ortodoxi părinții mei când aveam eu 6 ani, s-au întors ei la Domnul. Mm-hmm. O să spun apoi că am crescut așa, cu frică și temere de Domnul. Eu sunt singur la părinți și au fost destul de riguroși cu mine ei mei, deci nu m-au lăsat să fac ce-mi vreau eu, să spunem așa. Și de multe ori, ca și copil, mă duceam plângând pe la biserică. Dorim să stau să mă joc cu copiii afară, dar mama mi-a spus nu, vii la biserică. Dar n-a trecut mult și am prins dragostea de casa Domnului și de lucrare și chiar copil fiind și n-au trebuit să mă împingă de la spate, eram primul acolo. În vremea aceea, tot ceea ce vedeam la biserică, noi copiii, că se făcea, ne mergeam acasă duminica la amiază, mâncam și ne întâlneam toți copiii bisericii, eram foarte mulți în vremea aceea și făceam biserica noastră. Dar unde vă întâlneați? În casele copiilor. Da? Ne întâlneam 30-40 de copii, dacă nu mai bine. Ne întâlneam undeva de la 8 ani, să spunem așa, până pe la 12-13 ani. Ne întâlneam și făceam exact ce vedeam în biserică. Ne jucam de-a biserică, cum se zice. Până când din mintea noastră acolo. Și asta e interesant că în vremea aceea, și acum mai am încă pe hârtiuțe, scris de mână, de mâna mea, schițele de predică. Pentru că toți copiii mi-au spus, tu ești pastor. Te-au votat ei, da? Da. Și iată că peste ani Domnul m-a chemat la lucrarea aceasta. Deci de mic copil am avut dorința aceasta și am jusesem până când unii părinți la care eram în casă au auzit și s-au dus la pastor și le-au spus, vedeți că ăștia vor să dea și cina Domnului, ce? Păi dacă ați văzut toate... Asta am văzut. Și vouă nu vine de... Nu vă dădea dincolo, știi? Nu, da, nu, nu. Stai și că... zic, și noi dăm putem da cina Domnului și până la urmă ne-au luat părinții, băi copii, dar nu-i voi să faceți treaba asta, uite asta. Dar tot ce vedeam, asta făceam noi și așa am crescut, așa am crescut. Și apoi cu tinerii, am ajuns la un lider de tinere, după aceea în slujire și în misiune peste tot și așa au prins dragoste de casa Domnului și de lucrarea lui Dumnezeu. Până, dar în general se vorbește că atunci a fost greu, a fost vremuri grele, nu știu ce... Nu. Nu, din punct de vedere spiritual, nu cred. Cel puțin eu nu le-am resimțit. Era o pasiune și o dragoste atât de mare pentru toți de a merge. Mergeam pe jos, din sat în sat. Sau dacă aveam câte o mașină, dacă puteam să ne duceam cu autobuz sau cu trenul și ne duceam ca și tineri și duceam Evanghelia din sat în sat. În jurul Târnăvenului, unde ne-am spus, făceam misiune. Și nu mi se părea deloc greu. Nu mi se prea deloc. Aveam râvna aceasta, dorința aceasta de a ne implica în slujire și așa am crescut. Și așa apoi ne-am educat copiii noștri, aveam grupe de studiu biblic pe familie și copiii noștri aveau și ei cartea lor de studiu biblic și chiar dacă cel mic doar se juca printre noi acolo, dar așa a crescut și el, cel mare deja își avea lecțiile lui și le făcea împreună cu noi. Și astăzi slujesc amândoi și mă bucur de lucrul acesta.
Deci n-ai fi de acord cu izolarea, ăsta e prea mic, nu înțelege, ăsta nu, nu cu tare, ăsta ne deranjează. Nu, nu, sau duci la biserică de mici, duci la biserică. Eu mergeam la repetiții de cor, sâmbătă, de exemplu, și îmi duceam copiii cu mine. Că n-aveai pe... Că n-aveam, el era cu lucrarea și așa, dar eu îi duceam cu mine, chiar dacă ei studeau cu ceilalți copii și se jucau, dar învățau cântările și mai târziu au cântat și ei în cor. Dar e important, părinții să ducă copiii de mici la biserică sau să... Numai chiar când au fost bolnavi, nu i-am dus. Bun, dar nu puteai găsi o scuză, acum nu am, nu... Nu, nu. Adevărul e că n-am avut părinții lângă noi și atunci i-am stat acasă, dar am făcut o jertfă. O să zic că am pierdut 10 ani de muncă cu carte de muncă, dar am investit în educația copiilor și chiar nu-mi pare rău deloc. Și au fost momente când am zis, Doamne, îți mulțumesc că mi-a dat puterea și harul să stau lângă copii, să-i cresc eu, nu altcineva. A, puteai... Adică da. Întrebarea mea pentru o mamă creștină, că acum vorbim de tine, să zicem că ți-ai fi neglijat un pic copiii, în cei 10 ani făceai 10 milioane de euro și... Poate pierdeam și... pe cealaltă parte, da. Deci nu regretăm niciodată. Da. Și asta observăm acum la băiatul nostru cel mare. Avem și o nepoțică de aproape 2 ani de zile. Da, nu o să vină. Și același lucru vedem la el. Nu este duminică să zică stai ea acasă, nora cu fetița și mergem la băiatul la biserică, mergem împreună, indiferent că e dimineață sau după oasă, în curs săptămânii, cu copilul mic, avea câteva luni, era cu el la biserică. Și dacă e cald? Și dacă indiferent. E cald, și dacă e frig, și dacă bate pântul, și dacă plouă. Deci așa au învățat să meargă la biserică, indiferent că în curs săptămânii sau e duminica, ei cu toții merg la biserică. Mi-a rămas în minte o chestie drăguță de altfel, dar vezi cum ne schimbăm dacă nu suntem atenți. Îmi mărturisea soția unui coleg, a unui slujitor. Și ne-am dus odată în Republica Moldova și mie mi-a venit o idee. Sora la care au găzduit sau era soția slujitorului, mai știu, nu vreau să greșesc, dar oricum gazda lor avea copil mic. Și ce m-am gândit eu așa? Să vezi ce bucurie îi fac sorii. Îi spun soră, acum rămân eu acasă dimineață cu copilul și dumneavoastră să vă puteți duce la biserică. Și ce eu mă ofer așa la care soră o scădea, cum adică rămâi tu acasă cu copilul? Păi ce faci cu copilul? În locul lui și toți la casă tău. Și așa m-am gândit, băi, uite cum ne-am modernizat noi câteodată. Știi că e prea mic, că bate vântul, că plouă și vorba aia, nu se duc toți cu mașinile și nu știu ce. Știi că acum, Domnul să ne ierte, ce mare sacrificiu, scoți copilul de pe ușă în garaj sau în fața casei, îl bagi în mașina încălzită, îl duci până în fața bisericii, ai mama, copilul, condiții, toate și tot avem sacrificii. Înainte ai pus ceva acolo pe el, că plouă, că ninge, ce contează? Se așa am început lucrarea. Cu bujor în obrăjor. Da. Deci biserica de țară unde am slujit, aveam o singură cameră de maxim 4x4, care era totul, cu un singur copil. Aveam un băiețel și în care... Ca locuință? Ca locuință, locuință, da. Deci am stat într-o cameră lângă biserică acolo, atâta era 4x4, asta era tot ce aveam. Deci în baie n-aveți... Nu, că mergeam cu baie, cineva de... Deci în baie n-aveți baie. Nu, nu. Da. Bucătărie nu, apă nu în curte de la fântâna vecinului și așa am crescut, cu un băiețel acolo, până a venit al doilea. Tot acolo s-a născut după aceea și al doilea băiat. Deci în condițiile astea am stat și am slujit cu focul lemne, eu crescut la oraș, să fac focul lemne într-o teracotă, n-am știut niciodată... Fie că nu de să prăștiu că primatul ești un fum, nu s-a mai făcut foc acolo de mult și ești un fum în casă de nu vedeai nimica. Dar așa a fost vremea aceea și m-am dus dedicat să fac lucrarea Domnului fără să aștept să am ceva condiții mai aparte, cum am auzit sau am văzut sau chiar eu cunosc când i-am chemat în lucrare pe alți tineri, mi-au pus condiții, dacă le dau cu tare, intră în lucrare. Deci eu n-am avut nici mașină în vremea aceea, nici condiții și totuși m-am dus în lucrare. Dar am o întrebare. Cei de acolo n-au putut mai mult sau n-au vrut mai mult? La momentul respectiv. N-au putut, adică era, mie mi-au spus clar, uite, dacă vii la noi, avem o cameră care nu mai stă de multă vreme cineva acolo, asta ți-o putem oferi. Și nici n-am pus problema atunci, e prea puțin. Am zis ok,
Eram tineri, plini de râvne să facem lucrarea lui Dumnezeu și ne-am dus în condițiile alea. Am știut la ce ne duce. Eu zic, atâta putem, că era o casă în care au făcut ei două camere, biserică și un hol și eu mai rămas o cameră care nu o foloseau. Și în camera aceea o foloseam și de bucătărie, și de studiu, și de dormit, și de toate. Și în fiecare sâmbătă îndeam copii și la un frate duceam și făceam baie. Restul ne spuneam. Acum, voi nu știți ce bucurie mi-a făcut că ați spus chestia asta, că oricum n-a fost regizată. Știi de ce? Am avut, la o emisiune am avut invitat o familie de slujitori și am discutat noi una și alta că nu le regizăm. Nici nu mi-a trecut prin cap să întreb ceva despre condiție. După asta am avut ocazia în altă zi să fiu la ei în slujire și m-au luat la ei la masă. Și cum povestești una și alta, când mi-au spus în ce condiții au început, nu venea să cred, pentru că ei sunt mai tineri ca noi și atunci te așteptai cumva să fie altfel. Și zicea sora, poate că cel mai umilitor lucru care l-a trăit era să te duci să faci sâmbăta baie pe la noi. Așa mergeam noi. Fiecare sâmbătă ne puneam hainele într-o sacoșă, ne urcam în mașină și mergeam și făceam baie la presbiterul bisericii, că el avea baie. Și atunci mergeam și făceam o baie acolo tu și în rest, în cursul săptămânii ne spălam noi cum puteam, dar am zis măcar... Păi mi-a zis că nu, zice, am trecut la Ligian, la Cutare... Da, da, deci așa. Au fost condiții care, totuși noi... Veneam de la oraș, la de la bloc, cu condiții, cu baie, exact, cu apă caldă, cu tot. Așa, păi îmi spunea că până la urmă s-au gândit, au reușit să facă o baie, nu știu ce pe acolo, și deja fetițele erau mai mărișoare, se duceau, mama... Deci aici chiar o să curgă apă, chiar o să... Da, da, da. Vezi, pentru unii ar fi interesante dacă ar zice că e un film, știi? Și ar zice, păi ce fan a fost pentru voi, acum fan, dar nu prea fain. Deci a venit al doilea băiat și era greu într-o singură cameră și am găsit un apartament acolo în comună cu două etaje astea vechi de pe vremea ce au fost începute și neterminate la etajul 2. Netencuit pe exterior, doar pe interior era acolo. Aveam acolo baie, dar numai chiar duș și așa să face nu aveam. Coboream la un alt vecin de făceam duș în blocul ăla și urcam la etajul 2 cu lemnele să fac foc sus cu lemnele. La bucătărie aveam o butelie și ca să încălzesc apartamentul, căram de jos lemne cu o cutie până la etajul 2 ca să pot să încălzesc apartamentul. Așa am stat în condițiile acelea. Și am făcut lucrarea lui Dumnezeu și... Acum, știi ce mi-a plăcut din toată chestia asta pe care ai spus? Că eu mai sunt și atent la ce ziceți și că dacă ar trebui te-ai întoarce acolo. Da. Asta e mare lucru. Sincer. Asta e mare. Poate că asta e cea mai mare descoperire care o putem face dacă Dumnezeu ne-a binecuvântat cu ceva, să nu fim legați de ele. Și să nu privești lucrarea lui Dumnezeu. Și când spun asta, nu mă refer doar la slujitorii full-time, știi? Mă refer la oricine face slujire, să îți dai seama că există lucruri de care te bucuri, dar dacă mâine ar trebui să alegi între ele și slujire, să spui foarte onest, nu-mi va fi comod, dar sunt gata să renunț. Așa am făcut noi. Deci când ne-am dus în Spania în 2008, începuse criza economică, toți mi-au spus, ești nebun, când pleacă oameni din Spania spre România, tu te duci acolo. Deci m-am dus exact în momentul cel mai greu, când începuse criza economică, îmi plecau românii cu zecile în fiecare săptămână și din biserică. Dar au fost ani grei, dar și frumoși, în care în criza aceea economică s-au întors foarte mulți români la Dumnezeu. Și într-o perioadă de 5 ani de zile, cred că s-au întors la Domnul peste 70 de oameni. Într-o perioadă de 5 ani, câte 2-3 botezuri pe an. Foarte frumos. Asta a fost cea mai mare satisfacție. Asta a fost. Da. Dar în primii 2 ani, într-adevăr, am zis, Doamne, de ce ai aici? A fost greu, pentru că mentalități diferite, n-a fost ușor. N-a fost ușor. Sărind așa de la una la alta, ne întoarcem la viața trăită cu Dumnezeu. Cum vedeți generația tânără? Nu-i criticăm, mă întrebăm și o să vă spun de ce întrebăm. Cât de mare accent mai pun pe Sfânta Scriptură? Cu siguranță că e o altă generație decât am fost noi. Am întâlnit tineri care prețuiesc Scriptura și astăzi și au dorința să o citească, să studieze.
Dar sunt foarte mulți, într-adevăr, care prea puțin fac lucrul acesta. Superficial. Superficial. Acum, venind în slujire aici în Maramureș, am început să mă ocup și cu tinerii și în fiecare săptămână să fac un studiu biblic cu ei. Și am văzut la unii dorința aceasta de a-L cunoaște pe Dumnezeu, alții sunt poate mai superficiali în privința aceasta. Într-adevăr, e o nouă generație care, dacă nu ne trezim, să spunem așa, va fi mai rău în anii următori, pentru că nu o să mai avem o generație care să-și dorească să intre în lucrare, să se implice, sunt de multe ori prea comozi unii tineri și nu vor să facă lucrarea lui Dumnezeu. Și eu chiar pun de mult problema aceasta, așa cum discuțiile care le mai am cu unii cu alții, în ce privește chiar slujirea aceasta full-time, în lucrare. Prea puțin tineri mai au dorința aceasta să intre în lucrare astăzi. Să-i vezi dedicat, să-i vezi că sunt trup și suflet pentru lucrarea aceasta. Bun, acum e clar că au ceva motive în minte, nu? Probabil, nu să zicem cel financiar, că teoretic și practic, dacă intri în slujire, la modul realist, nu te poți aștepta pe mai multe motive. Unele biserici nu pot, altele nu vreau, în fine. No, există tot felul de, inclusiv înțelegeri doctrinare, probabil, da? Dar, nu știu, noi cum i-am încurajat să intri în lucrare? Adică mă gândeam la tine, în timp ce vorbeai, nu toate fetele pot deveni soții de păstori, de slujitori. Dar eu m-aș bucura toate fetele și soțiile să fie slujitori, adică să slujească într-un fel. Cum ai motiva pe cineva să se gândească mai mult la slujire? Ca să-L slujești pe Domnul, nu trebuie să pui condiții Domnului. Doamne, eu te slujesc dacă merge bine, dacă am tot ce-mi trebuie, dacă păi atunci nu, cred că nu mai am confort, dacă nu, Dumnezeu trebuie slujit necondiționat. Și atunci poți să faci slujirea, chiar ca soție de pastor sau orice altă slujire, da. Păi nu pot să slujesc că, eu știu, nu-mi plac surorile pe care trebuie să le slujesc sau așa mai departe. Sau copiii, sau vecini. Sau așa. Deci trebuie să ai inimă pentru lucrare. Și cum ar fi slujirea asta de dragul răsplătirii? Acum, sigur că ne gândim că vom fi răsplătiți, dar nu o facem neapărat pentru asta. Facem de dragul Domnului, dragul la ceea ce a făcut El pentru noi, în primul rând. El a renunțat la tot. Chiar acum când am venit la Sein, în Maramureș, am început să fac studiu cu femeile și la prima întâlnire le spuneam că nu m-aș fi gândit că Dumnezeu, după ce am stat atâția ani în Spania și cât de cât ne-am făcut acolo viața noastră, să spun acum ajunge, mergeți înapoi în România. E un sacrificiu pe care trebuie să-l facem. Să renunțăm la anumite lucruri. Chiar dacă acolo am avut un confort, am lăsat copii, nepoțică și ne-am întors înapoi. Deci trebuie să fii gata să spui, Doamne, dacă Tu asta vrei, asta fac pentru Tine și pentru slava Domnului. Oare poate fi slujirea în sine o răsplată? Răsplata o avem și aici, de fapt. Sigur, mai mult dincolo, în Împărăția Domnului, dar suntem și aici binecuvântați. Trebuie doar să vedem binecuvântările. Nu neapărat materiale, dar de orice altă natură. Sigur, și cele materiale contează. Aici, apropo, dar trebuie să fim gata să renunțăm la ceva ca Dumnezeu să ne poată da altceva. Când ne-am dus în Spania, de exemplu, înainte cu 2 ani, reușisem să ne luăm și o locuință în Gherla, unde slujisem deja 10 ani. Pentru că ne tot mutasem dintr-o chirie în alta și era foarte greu și în final Dumnezeu a adus un context în care am putut să ne luăm apartamentul nostru, sigur, cu credit bancar. Și eram așa de satisfăcuți că nu o să ne mai mutăm, că și copiii ziceau, în sfârșit, ce bine cuibul că nostru. Exact. Și după 2 ani de zile, Dumnezeu a adus o altă împrejurare în care a zis acum hainele în geamantan și mergeți. Și am zis, Doamne, acum când ne-am stabilit și noi la casa noastră, când deja nu mai purtam grijă aia că va trebui să ne mutăm din nou într-o altă chirie. Poți să te obișnuiești cu binele. Eu, sincer, vă spun că
nu știu dacă greșesc, n-am îndrăznit să mă obișnuiesc prea mult, pentru că nu știu, eram obișnuită să nu mă leg prea mult din anumit loc, exemplu apartamentului, aveam casa noastră și Dumnezeu mi-a zis acum vreau să văd, la ce ții mai mult, la casa ta sau la slujire, la lucrare? Și atunci am zis, Doamne, renunțăm, mergem, dacă acolo ne chem, mergem. Și am încuiat apartamentul și ne-am dus iarăși în chirie și am zis, Doamne, acum iară, tot așa. Am fost un fel de nomazi, ca Avram și Sara. Bun, dar teoretic, nu asta le spunem noi, că suntem străini și călători. Da, da. Deci Dumnezeu pe noi, efectiv, ne-a lăsat să ne legăm inima de un anumit loc prea mult. Și acum am fost testați, să zicem, venim să slujim, ce iubim mai mult, pe Domnul sau lucrarea sau copiii și nepoțica? Sigur, ca bunici ne-am plecat inima, de așa am zis, Doamne, acum, când am așteptat să fiu bunică, Tu vrei să mă duci din nou? Și am zis, mergem. Da, nu, haide să vă fac și eu o mărturisire. Îmi doresc în continuare să-L slujesc pe Dumnezeu. Poate sună interesant, mă, cred că e o surpriză pentru nevastă mea, dar mai aude și cum zic, știi, că eu când privesc la lucrurile frumoase, nu neapărat privesc în urmă. Adică nu știu de ce, așa, zic, Doamne, tot îmi place ce-a fost în urmă, dar vreau ceva frumos și de acum înainte. Adică am eu, mai găsesc și eu chestii prin Biblie și îmi place la Iov, unde spune că în prima parte a vieții a fost binecuvântat, și în ultima parte a vieții a fost mai binecuvântat. Și am zis, da, înseamnă că cei binecuvântați la tinerețe, și noi ne gândim la slujire, în primul rând, la binecuvântare, da? În a doua parte sau în ultima parte pot fi dublu sau ceva, știi? Interesante idei, dar mă gândeam, nu știu dacă m-ar chema Dumnezeu să mă duc și poate că unul din lucrurile care nu mi-ar plăcea să mă duc undeva, nu știu, să zic în străinătate. La ora actuală, mulțumesc de Dumnezeu că nu am datorii, să zic așa, să liniștit. Bine, am avut și un principiu de viață, dar să mă duc în chirie, să mă duc, să mă bag în bancă sau la ceva, nu știu dacă aș fi. Bun, teoretic, toți spunem, Doamne, suntem la dispoziția Ta, dar cred că ar trebui să ne lămurească Domnul bine, că e voia Lui, altfel nu știu dacă aș începe o... Da, aventură, știi? Că e o aventură. Ușor. Nu este ușor. Deci și noi am înțeles că voia Domnului pe unde am fost, dar cred că Dumnezeu ne-a pregătit pentru lucrurile acestea. Felul în care suntem oameni simpli, dar am încercat să ne deschidem față de oameni, să înțelegem pe oameni și lucrul ăsta ne-a ajutat enorm de mult pe oriunde am fost. Deci ne-am adaptat foarte ușor și cred că e un privilegiu pe care Domnul ne-l-a dat să slujim. Nu l-am meritat lucrul acesta, nu-l iau ca o povară. Da, e greu câteodată, dar îi mulțumesc Dumnezeu că mi-a dat harul acesta să pot să slujesc. Și cred că încă mai pot să slujesc și de aceea am venit în România să pot să mă implic în continuare, să dau tot ce mai bun din mine pentru a sluji pe Dumnezeu și pe frații mei. Și mulțumesc Domnului pentru că mi-a dat partenerul de viață, soția mea, care m-a înțeles în toți anii aceștia. Care a, să pot să mulțumesc în fiecare zi. Cu siguranță. Că eu bănuiesc că alta îți spunea tot pocăită și sincer, așa spunea, iubire. Dumnezeu te-a chemat la chestia asta, du-te unde și cum, eu te susțin în rugăciune, fac lucru acasă. Am găsit, spre exemplu, un alt tip de soție, da? Care spune, frate, am preluat și atribuțiunile lui, și asta, și asta, și asta, le-am făcut cu bucurie, nu l-am oprit niciodată. Dar nici nu m-am dus cu el pe toate coclaurile, pe nu știu unde, am stat și am văzut. Eu am tras greu în altă parte, deci există și nu știu dacă neapărat pot să spui că un mod de a sluji este mai bun decât celălalt mod de a sluji. Cred că Dumnezeu știe fiecare condiție, fiecare situație. Pregătește pe fiecare. Da. Și acum nici noi nu ne putem spovedi chiar tot în fața bisericii, știi? Unii au probleme de sănătate, alții au probleme de una, de alta, știi? Alții nu știu să tragă cizmele. După asta, prima dată te duci cu nevasta să târie cizmele pe acolo și după asta râd toți că nevasta nu. Dacă ea știe că nu știe să târie, băi, lasă-mă acasă, te fac de rușine să mă vorbească toți, că nu aici
Să presupună toți că... Știi cât e de greu a fost în anii aceia, deci tras de bivoli, să zic așa, sau de cai sau de tractoare cu mașina care uneam podmolit, dacă cumva apucam să intru cu mașina și nu ploua că era pământ și apuca ploaia acolo rămâneam. Și a fost tras și de bivol, și de cai, și de tractoare cu mașina. Să-ți dai seama dacă le-ai avea acum filmate toate ce... A sus o carte aș putea scrie pe toată... Poate merite scris odată așa. M-am gândit, de multe ori mă gândesc la lucrul ăsta, pentru că au fost ani atât de frumoși și toate. Veneam acasă la o următare, mă suna, du-te, hai de la cealaltă, 4 biserici de țară, oameni mai în vârstă. Și nu se programa morții. Nu, și evanghelizări. Plecam lunea dimineața și mă mai întorceam duminică seara. Și acolo rămâneam la ei, în fiecare sat, și de dimineața până seara, când aveam evanghelizarea, pe toate dealurile respective, la fiecare, în vizită la fiecare. Acasă, cu un frate din biserică care era pe acasă, luam și, indiferent că era, cum era iarna evanghelizări și era zăpadă, de-abia scoteam un picior din zăpadă și puneam altul. Și așa am făcut lucrarea Domnului, dar nu uit niciodată anii aceia, au fost ani cei mai frumoși. Nu, fost cei mai frumoși, ar putea să discutăm. Până acum. Până acum. O să vină alții și mai frumoși. Alții și mai frumoși. Da. Mă gândeam acum, în timp ce povesteai toate astea, să nu creadă lumea că trăim în trecut. Noi nu uităm trecutul și mai ales părțile frumoase și noi și din greutăți putem să facem frumos, că depinde cu ce ochelari privești și... Asta este, dar oare ar merita să facem o întâlnire a slujitorilor și să vedem cum putem ajuta noi generația viitoare? Cred că ar merita, pentru că mulți care sunt mai tineri nu știu de lucrurile acestea și pot i-ar încuraja. Și cu siguranță i-ar încuraja. Da, noi nu o să spargem noi asfaltul pentru ei să meargă prin oroaie, că nu ține prin oroaie. Cred că poate nici mai sunt vremurile alea în unele localități, deja cum am spus, deja asfaltul s-a modernizat și condiții. Dar cred că a nu uita trecutul, nu trăim în trecut, așa cum am spus, deci, dar lucrurile acelea, anii aceia și experiențele acelea ne încurajează pe fiecare și pe cei mai tineri îi încurajează și chiar și pe noi. Deci dacă eu aud o altă experiență a unui coleg de-al meu de aceeași vârstă ca mine prin ce a trecut și pe mine nu poate încuraja, chiar dacă eu am trecut poate prin ce a trecut el, dar experiența lui, nu știu niciodată când Dumnezeu îmi vorbește mie și mă ajută și... Bun, acum haide să chiar mă gândesc la ce spuneai tu, că poate fi o modalitate sau un principiu. Faptul că tu te duceai pe dealuri să-i vizitezi pe oameni sau ceva, poate că nu trebuie neapărat să mă duc acum pe dealuri sau pe jos, de nu pot scoate principiul relației, a părtășiei, a faptului că îmi pasă de oamenii ăștia. Acum nu știu, înseamnă să-i trimit un mesaj, să-i trimit o poză, să-i scriu ceva, să fac o chestie pe Zoom sau nu știu ce, să ne vedem unul pe altul, deși până la urmă viața reală chiar nu poate fi exclusă de nicio tehnologie. Sacrificiu este un principiu. Da, ce sacrificăm este altceva. Că alții s-ar putea să spună, domne, și eu sacrific foarte mult în ziua de astăzi. Dar nu poți exclude sacrificiu. Adică, până la urmă, dacă vrem lucrarea lui Dumnezeu să continue și asta vrem, sunt câteva lucruri care rămân. Corect. Când este vorba de inima dedicată lui Dumnezeu, de sacrificiu care suntem depuși să-l facem, că așteptăm sau nu așteptăm răsplătire. Subconștientul nostru ne mai gândim noi la o răsplătire și nu e neapărat greu, că și Petru a întrebat ce iese din toată afacerea asta și chiar iese. Dar, bine, acum nu știu câți dintre noi am putea spune ca ei am lăsat totul. Așa este, da. Noi am lăsat ceva. Noi am lăsat ceva și poate unii au lăsat mai mult, cum au fost ucenici care au lăsat și barca și pe cei angajați, poate alții, ca David, am lăsat și noi 2-3 oi pe acolo, cum au fost, da, și ne-a pus Domnul acolo. Dar este bine că ne gândim și la viitor. Deci, cred că întâlnirile acelea de care spunea sunt foarte bune. Eu în Spania am dus lipsa aceasta, pentru că distanțele erau foarte mari între biserici, slujitori puțin, la un moment dat eram 3 persoane în toată Spania și ne întâlneam foarte rar, doar la telefon. Am dus lipsa pentru că în România ne întâlneam lună de lună cu păstori în comunitatea de Cluj, părtășiile, întâlnirile care le aveam cu soțiile, ieșeam cu slujitorii 2-3 zile undeva, discutam, ne încurajam. Asta mi-a lipsit enorm de mult în Spania, pentru că nu aveam biserici. Da, efectiv, atunci,
Cred că astfel de întâlniri ar fi benefice să facă grupuri poate mai restrânse sau la nivel mai mare pentru generația mai tânără de a-i sprijini, de a-i încuraja pentru lucrarea aceasta lui Dumnezeu. Da, pentru că, de fapt, acesta este interesul nostru. Nu ne interesează, odată cu plecarea noastră, să se încheie lucrarea lui Dumnezeu, că lucrarea n-a fost, nu este a noastră, este lucrarea Lui și El o va duce în continuare în modul în care El crede că este bine, dar așa cum am fost binecuvântați de alții sau dacă nu am fost binecuvântați de alții și am trecut noi prin ceva greu, poate să le spunem altora cum pot ei să slujească mai ușor, dar să-L iubească pe Dumnezeu și să-L slujească pe Dumnezeu. Lucru care pe mine mă încurajează mereu, indiferent ce văd în jur, este faptul că știu că Iisus Hristos este același, puterea Lui este aceeași, Sfânta Scriptură este aceeași, darurile Duhului Sfânt sunt aceleași și ne sunt date așa cum avem nevoie la momentul respectiv în slujire. Știu că și diavolul este același cu strategiile lui și cu toate figurile lui, încercând pe unii să-i înșele, să-i ține departe, pe alții să-i amăgească, dar mă duc pe cuvântul Domnului Iisus Hristos, care ne spune că biserica este a Lui, porțile locuinței morților nu vor birui. Și de ce să nu spunem? Noi suntem o mărturie că Harul lui Dumnezeu este suficient. Suficient în viața de fiecare zi, suficient în viața de familie, suficient în viața de biserică și da, e adevărat, așteptăm veșnicia, credem că va fi frumoasă și că Dumnezeu ne va da binecuvântări și răsplătiri, dar cel puțin pentru noi, viața de aici chiar poate fi trăită cu semnificație și noi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a folosit. Sperăm și emisiunea aceasta să vă folosească la ceva și cumva să fiți așa inspirați din modelul nostru. Nu am trăit o viață perfectă, dar oarecum din râvna noastră, din pasiunea noastră, dacă știți greșeli de ale noastre, nu le repetați, că nu este nevoie, nici Domnul ne face plăcere că le-am făcut și ne pocăim de ele și învățăm și mergem mai departe, dar oarecum râvna noastră să vă umple și pe voi de râvnă și să aveți cumva dorința aceasta, să facem mai mult decât bunicii noștri, să facem mai mult decât părinții noștri, să arătăm că se poate la un nivel mai înalt și fie că noi vom prinde sau nu vom prinde vremurile acestea, de pe acum mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrurile mai frumoase care pot fi făcute pentru El, pentru că Dumnezeul nostru merită. Amin. Vă mulțumesc că ați venit. Vă mulțumim pentru invitație. Domnul să fie slăvit și continuăm să ne încredem în El pentru viața de familie, pentru biserică și, de ce nu, prin mâna lui Dumnezeu poate sperăm mai mulți români să cu siguranță își deschide inima pentru Domnul Iisus Hristos. Și în felul acesta, mai multe familii binecuvântate, o Românie binecuvântată și un viitor fericit. Și dacă nu întotdeauna viitorul este fericit, sigur, o veșnicie glorioasă, putem conta pe ea prin Iisus Hristos. Slavă Domnului! Mulțumim!